Ți s-a întâmplat vreodată să fii amenințat cu exmatricularea? Da, și mie. Salutare lume și ai la un nou episod, sunt Bogdan Cătălin, a.k.a. BCA, contact, știu de mine, a.k.a. nu știu de mine, a.k.a. bla bla bla. Înainte de a începe clipul, dă un like și nu e cerșeală, e motivație. Și oricum e un clip bun, pentru că e de la mine. Astăzi o să vă mai povestesc câteva chestii din viața mea, așa că stai acolo comod și ia ceva și ascultă atent și bla bla. Să-i dăm drumul. Când eram în generală, între 5-8, nu știu exact clasă, nu mai țin minte, eram împărțiți în două grupe la engleză, gen o grupă făcea cu o profesoară, o altă grupă cu o altă profesoară, în clase diferite. Și într-o zi am avut clasă la parter și am dus la oră și am făcut acolo... Nu știu ce lecții pe acolo din manual. Și la un moment dat știu că mă plictiseam și a început să mă bălângă așa cu scaunul, știi? Prrr. Na, și cum mă tot bălângă așa, mai loveam cu spătarul scaunului peretele. M-am bălăgat de 2-3 ori, am mai lovit un pic cu peretele. Bă, și după aia, în câteva fracțiuni de secunde, bam, intră ăla de lateral. Bă, care e aici, care bate, care lovește în perete și cum lovește și nu știu ce. Sifoanele de colegi arăta spre mine și o veni la mine și... La măta, lasă, tu te bălângă cu scaunul? Pentru asta nu știu, m-a mai țipat el acolo nu știu ce, după aia îmi zice că trebuie să zugrăvesc toată clasa, altfel să-ți matriculat. Deci nu, în momentul ăla nici măcar n-am avut gen nerv sau așa, eram oricum în stare de șoc, eram ce nu, cum e posibil așa ceva, dintre toți în pui mei, dintre toți elevii din tot liceul sau toți care au acces în clasa aia, știi, numai eu, eu singur care probabil s-o bălângăni și au lovit un pic peretele, nu? Și până la urmă nu știu, am vorbit cu maică, mi-au vorbit cu dirigul, parcă după aia cu domnul de atelier, bla, și totul s-a rezolvat. Dar bă, totuși, la un moment dat am și zis chestia asta. Unii se bat în liceu și nimeni nu le face nimic și eu, pentru că am zis și eu să tac. Dacă s-ar fi întâmplat ceva de genul acum, probabil reacția mea ar fost ceva genul: bă, care e aici, care bate, care lovește în perete și cum lovește și nu ce. Da, deci cam să vă spun prima poveste. Dacă și voi ați avut probleme cu exmatriculatul sau așa, sau amenințați sau așa, puteți lăsa în comentarii că eu le citesc. Și să trecem la următoarea poveste, care e tot la școală. Bă, în clasa 1, știi, cred că primele 2-3 zile cam așa a început, mi-am adus de acasă niște chipsuri, știi, și na, săracii ăștia de colegi au venit, știi, la mine să ia chipsuri astea. Și a fost un coleg care n-a cerut, știi, gen, îmi dai și mie, o luat, știi, direct. Efectiv, m-am enervat și am vrut să-mi iau chipsele înapoi și am luat scaunul în mână. Bă, și am dat un scaun în cap. Deci, nici eu nu știu dacă am realizat că i-am futut un scaun în cap, bă. Apoi mi-am dat seama că o trebuie să vină învățătoarea și eu până eram pișat pe mine, coaie. Imaginează-ți, clasa întâi i-a fut un scaun în cap la un coleg. Cred că și-a făcut învățătoarea o impresie bună despre mine. Și știi ce e mai penibil? Motivul pentru că mi-a luat niște chipsuri. Că eram un butoiaș în puii mei. Un butoiaș așa, știi, pune să mă manevrez și asta. Care își apăra mâncarea, că... Asta e, uneori mâncarea e mai importantă ca unii oameni. Dar mă rog, faza interesantă știți care e? Că după ce i-am dat în cap și am realizat cât de gravă e fapta, i se umflase în pui mei, nu știu, zona asta și se umflase. Bă, eu am început să plâng. Nu, serios, chiar am început să plâng. 1, pentru că nu știam ce se întâmplă. 2, dacă Doamne ferește pățea ceva mai nașpa. 3, nu eram eu, bă. Bine, după aia mi-am cerut scuze și asta, dar chiar îmi părea rău, adică știi, ca și când joci CSGO și dai un rage de la fuz un monitor, spargi monitorul și după aia realizezi ce ai făcut și îți vine să plângi că te costă nu știu cât monitorul. De-aia am monitor de vreo 200 de lei. Nu știu, cred că iese destul de scurt episodul ăsta. Sau dacă nu iese, ar fi genial. Ideea e că eu chiar mi-aș dori să dați share la acest clip, să ne facem cât mai repede 40.000 de abonați. Pentru că special de 40.000 de abonați mă vopsesc chiar. Și mulți vor să mă vadă vopsi. Și unii o să știți culoarea, că am mai zis-o pe unele live-uri și în comentarii și așa. Dar dacă vrei să afli culoarea, trebuie să dai share și obligă-ți prietenii sau arată-le prietenilor să se aboneze. Eu am fost Bogdan Cătălin, a.k.a. BCA, conte așa. Sper să facem cât mai multe like-uri și toate chestiile. Și lasă în comentarii dacă și tu ai avut niște pățenii de astea așa mai la școală, mai nașpa, mai dureroase, mai cu... Ajunge la exmatriculat! Ce pot spune? O zi bună, viață ușoară, hai cu 40.000 odată, brrra! Mai băgăm un blan dacă nu ești așa hai. Dani da din pot și ai grijă cum o dai. Pune milioane, milioane ca în Dubai. Eu vreau un centru atenției, nu vreau într-un colț de rai. Mai băgăm un blan dacă nu ești așa hai.